Jandarmii Inspectoratului Județean Prahova au surprins ieri seară doi bărbați în vârstă de 23 de ani din comuna Pucenii Mari, în timp ce sustrăgeau cu ajutorul unei instalații artizanale produs petrolier dintr-o conductă. Acesta era pus într-o auto utilitară cu trei rezervoare special pregătite. În urma unei acțiuni cu efective mărite, jandarmii au surprins două persoane în timp ce sustrăgeau 3.000 de litri de produs petrolier dintr-o conductă. Pentru reținerea acestora a fost necesară folosirea focului de avertisment în plan vertical. După sustragere, locul faptei fusese aranjat încât să nu dea de bănuit. Da, bine să vezi. Uite ce frumos am mărunțit de a făcut instalația înapoi. Mâine treceai pe aici și ziceai că e normal. Jandarmii au întocmit proces verbal de constatare a faptei susceptibile a fi furt calificat. Cercetările sunt continuate de ofițerii Inspectoratului de Poliție Prahova.